Seria proiecțiilor de film în aer liber continuă și anul acesta. Organizatorii propun și în cel de-al patrulea sezon de activitate filme interesante. Spectacolele au loc la Teatrul de Vară din Baia Mare, situat pe dealul Florilor, în spatele Muzeului de Etnografie și Artă Populară. Sezonul din acest an debutează mâine cu filmul Coco. Un tânăr chitarist aspirant, Miguel, a cărui familie urăște muzica, încearcă să afle mai multe lucruri despre străbunicul său. Tău. Astfel ajunge pe tărâmul morților unde spiritele tuturor celor trecuți în neființă pot locui acolo, atât timp cât ei nu sunt uitați de cei dragi. Băiatul descoperă moștenirea familiei, învață despre dragoste, tradiții, ură, moarte, trădare și mai ales despre legăturile strânse din familie. Coco are tot ce îi trebuie unui film de succes. Personaje foarte atent create, o coloană sonoră antrenantă, dar mai ales o poveste foarte bine închegată, potrivită atât pentru copii, cât și pentru adulți, ne asigură organizatorii. Proiecția de debut a sezonului din acest an a poveștilor sub stele de la Teatrul de Vară Băimărean este programată de la ora 22. Era o vreme când ecranul era animat și grădina însuflețită, dar obiceiul s-a pierdut cu timpul. Noi oferim prilejul celor care își amintesc de vremurile acelea să trăiască din nou atmosfera, iar restul să aibă șansa să încerce, explică inițiatorii poveștilor sub stele. Pentru a avea grijă unii de alții, cei care doresc să vizioneze spectacolul sunt rugați să facă dovada vaccinării ori să prezinte un test PCR sau antigen. Organizatorii menționează că aceste limitări, chiar dacă sunt deranjante, sunt măsuri de protecție pentru cei dragi de lângă noi.